Naționalele de tenis de masă pentru copii cu vârsta de 80 ani adunat la startul competiției 211 concurenți din întreaga țară. Potrivit site-ului oficial al competiției, în lupta pentru medalii în concursul pe echipe al băieților au intrat 34 de echipe, în timp ce în întrecerea feminină s-au înscris 24 de echipe. Județul Slaj este reprezentat la competiția de la Slatina de două echipe de la Clubul Sportiv Municipal Zalău, una în concursul feminin formată din Ioana Barbor, Gianina Teti și Carla Câmpani și una în cel masculin alcătuită din Ștefan Pop, Patriciu Iosif și Gabriel Mărcuț. Și Clubul Sportiv Școlar Zalău a deplasat la Slatina o echipă de fete formată din Rebecca Drăjan, Cintia Sav și Mara Unicaș. Echipa CSS Zalău a obținut în această dimineață calificarea în primele 16 echipe din țară, performanță pe care au reușit-o și fetele de la CSM Zalău. Din păcate, echipa de băieți a Clubului Sportiv Municipal Zalău nu s-a calificat în primele 16 echipe din țară, dar cei trei sportivi vor continua aventura la campionatul național de la Slatina în concursul individual.